Dragi prieteni, agricultura românească este aur pentru România. Dar statul e nepăsător cu această sursă de bogăție. Ca să evităm falimentul agriculturii românești, Partidul Aur a depus la Senat proiectul de lege care va crea Banca pentru Dezvoltarea Agriculturii din România. Numele ei prescurtat, Banca Agricolă Isa. Agricultura e unul dintre principalele motoare ale economiei naționale. Și azi se numără printre cei mai mari contribuabili la produsul intern brut. Însă, uriașul ei potențial de dezvoltare nu e nici susținut, nici exploatat cum se cuvine. Mici fermieri români n-au sprijinul meritat ca să obțină fonduri nerambursabile pentru a produce pe propriile terenuri sau pe cele luate în arendă. Prin urmare, săranii noștri au nevoie de instrumente financiare noi, mai prietenoase, care să fie gestionate direct de statul român prin instituții abilitate. Căci agricultura României nu este săracă, ci doar prost gestionată și ajutată insuficient de autoritățile naționale. În România există multe bănci private care au oferte pentru fermieri, dar nu unele de sprijin efectiv. Asta înseamnă că bancherii știu ce potențial agricol are țara noastră. Însă, Statul român nu face practic mai nimic pentru a sprijini concret pe fermieri. Tocmai o bancă de dezvoltare cu specific agricol a statului va deveni instrumentul așteptat care să ajute fermierul prin credite cu adevărat accesibile. Vrem ca noua bancă să acorde împrumuturile în timp scurt, altfel decât lunga perioadă de timp pe care o implică finanțarea agriculturii din actuale fonduri nerambursabilă. Banca Agricolă S.A. va fi o instituție de credit deținută 100% de statul român. Rolul ei este de dezvoltare și să servească agricultorul român individual, precum și alte entități private sau publice din România. Dacă majoritatea parlamentară actuală va adopta inițiativa AUR, va crește numărul investițiilor în agricultura națională, deci se vor crea și foarte multe locuri de muncă iar nivelul de trai din sărăcitul nostru mediu rural se va îmbunătăți. Aur are soluții. Continuăm să le propunem. Dar numai poporul român va determina majoritatea parlamentară să le și adopte.